am identificat atât oamenii aflați în nevoie, cât și potențialii parteneri. Din luna aprilie am început deja să avem primele intervenții, iar pe parcurs numărul cazurilor au crescut de la câteva zeci la câteva sute de familii pe care iată astăzi le asistăm, dar am dat un semnal, pentru că probabil Diaconia este printre primele organizații care au intervenit chiar și în situația în care era necunoscută care va fi conduită. Încălțăminte. La fabrica de încălțăminte? Da. Și unde e? Asta e satul Obilei. Departe de aici? Cum? Da, noi până în Călmățuni ne ducem pe jos, jumătate de oră facem. Și de acolo vine autobuz mare și ne ieși. Sunt mai mulți din Călmățuni, sunt persoane multe. Două luni am stat în carantină și mai rog de mai pus încă două săptămâni pe noi amândoi, soțul și eu. Mulțumim foarte mult din partea la familia noastră, toată. Обрабатываю землю, в этом году засуха и трудно это все происходит. Есть, бывает, да, заказывают, но это в этом году вообще трудно с этим. И засуха, и людям нечего убирать, и самому даже нечего привезти домой. Четверо у нас детей. Да, трое в школу ходят, вот троих одели. Много денег пошло, на, чтобы одеть троих детей. Пришлось и там и у кого-то... Занять деньги. Da, deja de 15 ani noi suntem aproape de ei prin diferite proiecte, la diferite inițiative a misiunii sociale de Diaconia și suntem prezent, practic, ne străim de fiecare dată să profităm de fiecare moment pentru a-i susține și a-i ajuta în ceea ce duc ei lipsă. Ne conducem mai mult după familiile cu mai mulți copii, pentru că acolo chiar și cel care lucrează, muncește, are un post de lucru, oricum îi vine mai greu. Și după aceea deja mergem în familii monoparentale, care au 1, 2 copii, 3, dacă sunt și din aceștia.